Ce? La ce te uiți? Ce nu-ți place? Nu-mi place lumina aia de acolo. Să zice. Gata, putem să procedăm? Da. Nu. Stai, am înțeles. Gata, perfect. Te-ai potolit cu culorile? Da, da, da. Am înțeles. Deci putem să începem acest mailbox minunat. Nu? Mm-hmm. Am înțeles. Salutare, dragilor! Bine ați venit la un mailbox cu o introducere cu totul și cu totul altfel. Nu de altceva, dar colegul meu, Răzvan, nu era mulțumit de culoarea pe care o dădea de bunia asta de lumină. Avem 5 întrebări de la voi pentru acest minunat mailbox de astăzi. Spre sfârșitul acestui episod o să vă mai provoc într-un fel. Păi nu? Păi nu facem noi de-astea? Da. Sisteme, probleme, laptopuri. O să vedeți despre ce e vorba. Să înceapă, zic. Bun, să punem înaintașii pentru o primă întrebare din mailbox. Ce vine de la domnul Marius. Salutare, echipa Pisigaraș. Ce părere aveți despre acest wishlist? Ce să fac cu mâna asta? Parcă e în plus. Putem să tăiem? Ce părere aveți despre acest wishlist? Hai să vedem despre ce wishlist este vorba. Avem 16 GB RAM de DDR4 la 3200 MHz de la HyperX Fury din gama Black, adică din gama Fury Black, un SSD Gigabyte de 512 GB PCI Express 3.0 pe M2, o sursă Seasonic de 500W 80+ bronz, carcasă Akiris Wesen Black ARGB, plac de bază Gigabyte Z590M, cooler CPU NZXT Kraken X63 RGB și procesorul i7-11700KF. Hai să ne întoarcem la mail. Dețin o placă video MSI GeForce RTX 3060 și aș dori să știu dacă coolerul este suficient pentru a putea face un overclock la 5,1 GHz. Sursa de 500W este suficientă pentru acest sistem? Dacă nu, ați putea voi să-mi recomandați una. Pot să pun la buget în plus vreo 300 de lei pentru alte modificări. Mulțumesc frumos pentru răspunsul și KWTG. Sistemul e ok, configurația sistemului e ok. Ai ales un 10-50 pe care poți să o faci overclock la 11700KF. NZXT-ul Kraken X63, în pofida faptului că foarte mult zic e așa și așa, e ok, poți să faci overclock, dar eu nu ți-aș sugera să te duci atât de sus cu frecvența procesorului, 5,1, ci mai degrabă un 5 sau chiar 4,9. În ceea ce privește sursa, într-adevăr, sursa de 550W, eu am zis 500W, 550W este un pic cam mică, având în vedere că urmează să overclockezi un pic și procesorul. Surata mai mare de 650 ar fi una suficientă din punctul meu de vedere, aceeași familie, adică S12-2, dar de 650. În rest, da, mi s-a prezentat răbeculețele pentru că mă uitam la fotografia carcasei și nu-mi dădeam seama dacă sistemul tău de răcire intră în tavan. Dar conform specificațiilor producătorului, în tavan se pot monta radiatoare ce au o lățime de 38 mm. Ești safe. Alte întrebări mai erau? Nu mai erau alte întrebări. Poate pe viitor mai adaug și o a doua unitate de stocare, pentru că din punctul meu de vedere cred că acei 512 GB sunt un pic cam mititei. Spațiul de stocare este un pic cam mic. Ți-ar mai trebui și un al doilea spațiu de stocare. Acum rămâne la atitudinea ta ce o să achiziționezi. O să achiziționezi ori un SSD în format 3.5, adică pe SATA, ori un hard disk cu o capacitate mai mare. Depinde foarte mult și ce urmează să faci pe sistem, pentru că dacă este gaming și gaming competitiv, acolo unde hărțile trebuie să încarce foarte repede și joci de jocuri de tip Apex, Fortnite, cei 512 GB s-ar putea să fie
suficienți, dar în momentul în care vrei să instalezi și alte jocuri, s-ar putea să ai nevoie de mai mult spațiu, având în vedere că producătorii și-au pus palma în cap și au început să facă jocuri din astea de peste 100, 150, 200 de giga și așa mai departe. Next! De la Mario am găsit un mesaj pe pcg.ro/tv care spune cam așa. Bună ziua, aș avea o întrebare. Este vreo problemă dacă am pus coolerul cu logo-ul întors? Adică tuburile de la cooler ies de jos, nu din stânga. Adică de jos, de deasupra plăcii video, nu din stânga, din dreapta, cum te uiți la placă de bază, de lângă memorii, cum ar fi normal dacă logo-ul ar sta în picioare. Am acest cooler, este vorba de un Asus ROG Strix LC240 și este pus în tavan în carcasă. Avem și o poză și eu mă uitam așa și el a mai făcut și o completare. Nu e vorba de logo, adică logo întors sau așa, nu deranjează aspectul ăsta. Vreau să știu dacă o să am probleme cu temperaturile sau coolerul, dacă e montat așa, nu mă interesează cum arată. Nu o să ai niciun fel de probleme. De unde atâta siguranță? În urmă cu vreo 2-3 luni, dacă nu mă înșel, am văzut un clip pe site-ul producătorului Thermaltake. Nu-i de altceva, dar mai arunc și eu un ochi de din când în când pe site-urile producătorilor să vedem ce mai scoși și ce clipuri mai fac. Și montaseră într-o carcasă un cooler exact cu pompa cum o ai pus-o tu, tuburile plecau de deasupra plăcii video. Nu erau montate de lângă memorii sau în partea cealaltă. Iar diferența de temperatură era de 1-2 grade și chiar ei spuneau că nu afectează durata de viață a sistemului de răcire. Așadar și prin urmare poți să-l lași așa fără niciun fel de problemă, este ok. Alex are o problemă mare cu 4 de E. E grav, mă înseamnă. Salutare echipa Pizigara și comunitatea PCG. Am și eu o problemă destul de mare care îmi împiedică rutina zilnică de gaming și râde. Vă anunț de acum că mail-ul o să fie destul de lung, deoarece vreau să înțelegeți bine ce am de spus. Înțelegem? Păi dacă noi nu înțelegem, atunci cine înțelege? Păi nu. Na. Acum ceva timp mi-am achiziționat eu un i5 11400F și un B460M de S3H V2. Tot acum ceva timp v-am spus eu că am înduit niște pini. Ok. Pe placa de bază când am montat procesorul. Între timp am dus placa de bază la un service unde din cei 7 pini înduiți, Dumnezeule mare, 7! 6 au fost îndreptați și unul a rămas așa puțin, să zicem, deteriorat. Cei de la service au spus că procesorul va merge și acel pin deteriorat și cu acel pin deteriorat și au avut dreptate, chiar funcționează procesorul. Ok. Așa, după asta am trimis placa pentru un update de BIOS ca să poată vedea procesorul. Update-ul a fost fără probleme făcut și țineți-vă că acum vine problema. Deci totul e funcțional, update-ul e ok. Când am montat PC-ul, i5-ul ăla gen 11, placa, un GTX 1070 MSI, o 16 GB RAM Corsair la 2400, 2.8, un SSD Kingston SATA de 120 de GB, un SSD Kingston pe M2 de 120, un hard disk Seagate de 1 TB și sursa Corsair CX650M. Când am vrut să-l pornesc, după circa 30 de secunde, placa video se oprește din funcționare, iar PC-ul scoate bipuri ca și când nu ar avea memorie RAM. Deci, cunoscător după bipuri. Știe ce știe. Am zis, hai să scot o memorie și să încerc doar cu una. Bravos! Zis și făcut. Și am văzut că cu un singur modul de 8 GB pornește, dar SSD-ul pe M2 nu este recunoscut. Am încercat cu fiecare memorie în parte separat pe fiecare slot de pe placă de bază și merg separat. Am vrut să văd dacă e stricat vreun slot sau o memorie și am constatat că nu. Bravo ție, așa se face în momentul în care ai probleme de genul ăsta. Poate să spună și Răzvan lucrul ăsta, că și el a pățit pe placă de bază
cu toate sloturile ocupate, e o enigmă și pentru noi ce dracului are placa aia de bază, nu știm nici acum. Cert este că dacă le învârți între ele memoriile, la un moment dat merge și nu mai dă niciun fel de eroare. În fine, acum concluzia. Dacă pun ambele memorii, PC-ul nu merge, iar dacă pun doar una, merge. Ok, asta e problema cea mare, ca să zic așa. Că M2-ul nu merge, nu e așa de important cum este problema cu RAM-i. Ce spuneți? Este din BIOS sau din cauza acelui pin deteriorat? Sper să mă ajutați, deoarece am văzut abia acum diferența în Fortnite cu 8 GB RAM față de 16 GB RAM, texturi neîncărcate și lag gârlă. KUTGW. Știi ce pățește el? Același lucru pe care îl pățim noi cu PC-ul de streaming, cu 10700K. Și noi avem aceeași problemă. În urmă cu ceva timp, subsemnatul a făcut o prostie mare de tot. Mi-a căzut pur și simplu un 10700K de pe birou pe gresie. Ce s-a întâmplat? Nici nu o să-ți vină să crezi. El s-a îndoit, dar s-a îndoit așa, în sus. Deci procesorul fiind așa, unul din colțuri s-a îndoit în sus. Am încercat tot ce am putut, astfel încât să nu îl deteriorez. Am încercat să apăs cât mai mult pe el. Practic, în momentul în care l-am pus în PC-ul, PC-ul pornește fără niciun fel de problemă, funcționează fără niciun fel de problemă, dar în momentul în care încerc să pun memoriile în dual channel, PC-ul nu mai merge deloc, absolut deloc, nu mai butează. Adică el se aprinde, face ca un pom de Crăciun, dar pe display nu am niciun fel de imagine. Am scos din nou procesorul, am încercat să îl mai îndrept, dar uitându-mă foarte atent, am ajuns la limită. Practic, dacă mai împing un pic pe el, s-ar putea acel colț să îl rup, în adevăratul înțeles al cuvântului. Ideea este că, nemai călcând pe pini, magistrala aia are legătură cumva cu dual channel. Dacă merg cu două memorii, unul lângă altul, una lângă alta, adică single channel, nu e niciun fel de problemă. Am 16 GB RAM, dar dacă le mut și le trec în dual channel, pa și la revedere, dragă. Unul din SATA-uri, nu, două porturi SATA nu merg pe placa de bază. Știu sigur că unitățile de stocare care au fost montate în acele SATA-uri funcționează. Le-am pus în alte porturi, funcționează fără niciun fel de problemă. Este foarte posibil ca acel pin să aibă o legătură directă cu sloturile memoriei RAM, dar și cu slotul M2 al plăcii de bază. PC-ul funcționează, dar un pin din socket este extrem de important pentru funcționarea la capacitate maximă a PC-ului. Nu este din BIOS, cu siguranță nu este din BIOS, este 99,99%, eu sunt convins că tartorul este acel pin nenorocit, care probabil el a fost îndreptat, dar a rămas fără cap, pentru că ele au ca la acu de gămălie, o gămălie mică care apasă, face contact cu contactele de pe procesor. Probabil că a rămas falarea și nu mai face contact ca lumea. 99,99% sunt mai mult decât convins că este placa de bază. N-ai ce să faci. Chiar nu ai ce să faci. Adică, ai ce să faci. Dar asta înseamnă să atentezi la buzunar. Sorry. Se mai întâmplă și de asta. Iulian. Mail depus la început de video. Iuliane, ne cerem scuze, dar au fost într-o ordine pur și simplu aleatorie. Ești la mijloc, ești o persoană importantă, că dacă te uiți așa, cum sunt ele 5 întrebări, la mijloc tot primuiești. Adică, na, zic și eu acum că suntem pac. Salutare, m-am făcut dator cu o bere pentru Răzvan și Mădălin, nu? Mă, nu. Și o să zic imediat, o să zic un pic mai încolo de ce nu. Haideți să trecem la subiect. Este sau nu sănătos, cu ghilimele de rigoare, pentru laptopul meu Asus ROG G531GT să îl țin cu ventilatoare la viteză maximă în timp ce mă joc? Ce vreau să spun este că înainte să folosesc Armoury Crate pentru a schimba viteza ventilatoarelor, laptopul nu prea se descurca.
98 de grade pe un i7-9750H, căldură care în sesiunile lungi de gaming ajungea și la GTX 1650 care stătea în 92-93 de grade. Ulala! Iar ambele componente, deci asta e un nou cuvânt, componente, făceau thermal-throttling. Este foarte adevărat, la temperaturile alea ambele intră în thermal-throttling. Treaba este că ținem ventilatoarele la viteză maximă, nu prea a remediat problema, însă FPS-urile sunt mai constante. Ok. Se poate să mă mai întorc cu un mail săptămâna viitoare, deoarece este ziua mea pe 8 iulie, fac 14 ani. Uite, de asta nu poate să dea bere. Încă nu, adică a făcut. La mulți ani, apropo, că suntem în 13. Să trăiești la mulți ani, fericire, sănătate. Dar cum naiba săptămâna viitoare? Pentru că mă doare capul. E luat e de pe 7. Cum săptămâna viitoare? Poate mai dă un mail? Nu știu, da. Nu înțeleg. Este sănătos. Este sănătos atâta timp cât numai în sesiunile de gaming duci turația ventilatoarelor spre 100%. E ok. Și eu pe acest laptop minunat, ce se poate vedea acum, și eu fac cam același lucru. Nu 100%, ba da, full speed, 100%. Când e vorba de jocul AAA ce solicită foarte tare atât procesorul cât și placa video, mă duc cu ambele ventilatoare pe 100%, astfel neintrând în thermal throttling, pentru că aproximativ orice laptop de gaming în momentul în care îi dai să fie nebun acolo, să-ți dea ție cele mai mișto detalii în joc, se duc temperaturile sus. Care ar fi soluția? Sunt două. Una, să mergi în continuare pe această opțiune din Armory Crate, să mergi cu ventilatoarele pe 100%, și doi, să apelezi la un serviciu autorizat și să îți înlocuiască pasta termică cu ceva pastă termică lichidă. Dar de ce am zis un serviciu autorizat și un serviciu competent? Pentru că oamenii chiar trebuie să știe ce fac acolo, pentru că dacă au scăpat un pic pe lângă, s-ar putea să-i coste pe ei grav de tot, că pe tine n-are cum să te coste. Tu te-ai dus să soliciți schimbarea pastei termice. Pare rău. Dar chiar și așa, diferența de temperatură s-ar putea să nu fie una wow. Adică 5-6 grade, adică să nu depășească 90 de grade atunci când te joci cu ventilatoarele full. Indiferent ce ai face, ventilatoarele toți trebuie să le ții la o turație ridicată. Hai, nu 100%, 90% după ce se schimbă pasta termică. Dar eu cred, dacă vrei să faci chestia asta, să schimbi pasta termică cu ceva lichid, metalic, ai bugetul necesar să faci așa ceva, go for it. Dacă nu, și prima variantă este ok și este una sănătoasă, cum ai zis tu. Mulțumesc anticipat. KOTGW, Triplu X, Vin Diesel, Ronaldinho, Maradona și toți alții. Asta e. Ține-te bine, Răzvane. Te ții? De ce te ții? De ce? De telefon. Bun, asta e. E bine. De la Remus avem un mail. Probleme Windows 10 plus Q&A. Salutare, echipa Bisigaraș. 1. Am și eu o problemă. Am încercat să dau actualizare la noua versiune de Windows 10, versiunea 21H1. Eu având versiune 20H2. Încercând să descarc utilitarul de actualizare de pe site-ul Microsoft. Ok. Actualizarea se descarcă, se verifică, apoi mi-apare utilitarul acela să șterg tot din PC și eu vreau să păstrez datele. E? What? Păi nu folosi utilitarul. Check updates din Windows. Nu folosi utilitarul. Și utilitarul nu are cum să-ți dea decât o singură opțiune să ștergi totul din PC. Nu. Exclus. Nu pot să dau că nu vreau să șterg datele din PC. E normal. Închid utilitarul, apoi se descarcă iarăși și îmi dă eroarea din poza de mai sus. Din păcate, în mailul pe care l-ai trimis tu, nu există niciun fel de poză. Sorry. Am încercat prin Windows Update, dar fără succes, aceeași eroare din poză.
Tot am reîncercat să dau actualizare și tot îmi dă eroare. Am toate update-urile la zi, vă rog să mă ajutați cu rezolvarea problemei. Nu avem cum să te ajutăm noi, 21H1, în primul și în primul rând că a venit o perioadă de timp aleatoriu, pe anumite sisteme venea, pe altele nu venea, nu înțeleg de unde naiba situația asta aleatorie. Plus că utilitarul nu trebuie să-l folosești pentru update-ul la ultima versiune de Windows. Nu! Update-urile se fac direct din check updates și atât. Nu văd, din păcate, nu pot să-mi dau cu presupusul mai mult de atât, având în vedere că poza, așa cum spuneam un pic mai devreme, lipsește cu desăvârșire în mail-ul tău. Acum, am și eu câteva întrebări. Răzvane, fii atent! Da! Care este diferența dintre Windows și Linux? Sunt două platforme diferite, nu au legătură una cu cealaltă sub nicio formă. Sunt două structuri diferite, sunt două structuri de fișiere diferite și așa mai departe. Este mai bun Linux? Pe Linux poți să rulezi anumite jocuri pe care le rulezi în mod normal și pe Windows. Dar ai foarte, foarte, foarte multe limitări. Mai mult decât atât, unele s-ar putea să nu-ți meargă deloc. Care ar fi avantajele și dezavantajele pentru fiecare? Avantajul că Windows 10 este un sistem de operare foarte popular. Toate aplicațiile, în proporție de 80%, toate aplicațiile rulează numai pe Windows 10. Pe Linux rulează cu alte emulatoare proprii ale sistemului de operare Linux și așa mai departe. Dar încă o dată o spun, în materie de jocuri există destul de multicele limitări atunci când facem referire la rularea unor jocuri ce sunt parfum și apă de roze pe Windows 10 și în momentul în care treci pe Linux vezi diferențele, mai mult decât atât, nu rulează. Ar fi Linux mai bun decât Windows 10, comparându-le, dacă PC-ul tău este de gaming, clar nu. Clar nu. Punct. Care browser este mai bun din punct de vedere al funcționalității, dar și al consumului de resurse? Ar fi bun Chrome sau ce alte alternative de browser sunt mai bune? Edge. Mi-e place. Ok. Gata, că știu de ce. Știu de ce. Deci, Răzvan zice Edge. Eu zic Opera GX. Pentru că... De ce spun Opera GX? Pentru că Opera GX este, cu ghilimele de rigoare, este un browser ce a fost, cum să zic eu, s-a pus parafa pe el de gaming. Ba mai mult decât atât, în Opera GX poți să controlezi resursele, să-i dai ia decât 2 mega din RAM, folosește decât 1% din procesor și așa mai departe. Ce programe antivirus free recomandați? Mă gândeam la Kaspersky, free este bun, alte alternative care ar mai fi? Windows Defender. La mine de la Windows 7 numai Windows Defender este în calculator, nimic altceva. Altceva, nimic. Nu mai am, eu personal nu prea mai am încredere în antivirus ca și soft terț. Sau ba da, Bitdefender și Kaspersky e ok, dar nu mai e ce era odată, din păcate. Ferește-te de Avast, sub nicio formă Avast, pentru că Avastul este vai de capul și de zilele mele și cam atât. 4. Va apărea Windows 11 pentru actualizare de la Windows 10? Da, va fi actualizare de la Windows 10 la Windows 11 sau va trebui instalat de la 0 Windows 11? Pentru cei ce au sistem de operare instalat Windows 10, va apărea în updates Windows 11 și voilà, faceți update-ul și aveți noul sistem de operare. Noul sistem de operare nu este noul sistem de operare, este un DLC al... A, s-a strigat bingo! Este un DLC
așa, ca între gamer, este un DLC al Windows 10 și toate ce vor apărea de acum încolo, Windows 12, Windows 13, Windows 14, Windows 15, Windows 16 și așa mai departe, vor fi DLC-uri. Nu va mai apărea un sistem de operare de sine stătător cum a fost Windows 10. Nu, chiar nu. Asta e un lucru pe care îl știm de câțiva ani, de când a fost Robert de la Microsoft la una din, cred că a fost aniversările, una din aniversările noastre, sau chiar am făcut un episod special cu el, nu mai știu exact. Ha? Am făcut un episod. Un episod special, în care s-a spus că Windows 10 o să fie ultimul sistem de operare, următoarele vor veni sub formă de update-uri, cam același lucru cum se întâmplă, am dat un exemplu cât se poate de concludent în ultima perioadă de timp, cam același lucru cum se întâmplă la macOS. Exact așa o să vină. Ce îmbunătățiri va avea față de Windows 10? Va fi bun și Windows 11? Ce îmbunătățiri? Uită-te la live-ul nostru de acum 2 săptămâni, când am arătat cât de cât care sunt schimbările. În primul și în primul rând sunt schimbări de design al user interface, dar sunt și alte schimbări la nivel de sistem de operare. Din punctul meu de vedere sunt ok, sunt foarte ok. Dar când facem referire la gaming, o să fie iarăși, părere personală, o să fie un pic, o idee mai bun decât Windows 10. Aici facem referire pur și simplu la resurse. La cât de multe resurse papă Windows 11 față de Windows 10 și cât de mai spre gaming orientat este Windows 11 în comparație cu Windows 10. Va fi bun? Da. Eu sunt mai mult decât convins că Windows 11 o să fie un sistem de operare bun spre foarte bun pentru gameri. Mulțumesc că am cipat și atât. Să trăiești, dragă domnule Remus. Și gata. Astea au fost cele 5 întrebări pe care le-am avut pentru mailbox-ul de astăzi. Este foarte posibil ca de săptămâna viitoare, timp de 2-3 săptămâni, să facem niște teste mici alături de voi. Teste mici însemnând mailbox live. Ia lăsați-ne voi un comentariu și spuneți-ne dacă v-ar plăcea acest lucru. Ora la care vom începe aceste live-uri o să fie undeva în jurul orei 2:30-3, în aceeași zi de miercuri, pentru că nu o să schimbăm ziua. Toată lumea știe că mailbox-ul este în fiecare miercuri a săptămânii. Și nu uitați să ne trimiteți în continuare întrebări pe cele două adrese pe care le știți și Răzvan le știe de atâta timp. live@pisigaraj.ro și pcg.ro/tv. Iar dacă nu sunteți abonați și ați trecut pe aici așa și vă place parlere ăsta între noi și voi, comunitate și noi, Mădălin și Răzvan, ar trebui să vă abonați, cred eu, ar trebui. Și clopoțelul ăla pentru notificări, pentru că firar al naibii de clopoțel chiar funcționează. Noi am văzut lucrul ăsta înainte de live-urile de marți, cum ne apucăm să ne aranjăm toate alea și cu 15 minute înainte de începerea live-ului, pic, Pisigaraj urmează să fie live. Să aveți o zi de miercuri extraordinar de frumoasă și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!